Da, vrei, așa e că vrei. Hai că vrei. Ce faci frumoasă? Ce faci? Salutare! Salutare, gospodari și pasionați de capre! În acest video vom face proba laptelui la Fifi, o căpriță la prima fătare extraordinar de bună de lapte. Sigur, la acest video vor fi și cârcotașii și oamenii răi care asta urmăresc să-și bată joc, însă nu ne interesează acei oameni. Eu îmi salut prietenii și urmăritorii și ia uitați ce pulpă frumoasă are capra asta. Deci are o capră, uite, are o pulpă, deja curge din ea laptele. O spălăm bine. O să-ți genunchi, întinde piciorul. Așa. Îi spălăm bine pulpa pentru că ea, chiar dacă adăpostul e curat, se mai așează jos, se mai așează în locuri, se mai poate lipi câte ceva de ea. Și nu mai trebuie să-i luăm dopul jos pentru că laptele e pornit. Avem aici un recipient de 3 litri și în el vom mulge ca să vedeți cât lapte dă capra asta la prima fătare. Deci prima dată, prima lactație. Caprele noastre sunt fătate de o lună și ceva, aproape 2 luni. S-a uscat deja un pic, e caldă pulpa. Bun, începem. Ziceam mai devreme de oamenii răi și cârcotași care văd că și-au făcut obiceiul a face ironii și bajocuri la canalul nostru de YouTube. Nu ne interesează absolut deloc, nici nu ne stresează comentariile lor. Așa că, însă, ne bucurăm de reacțiile pe care voi le aveți și de tracțiunea pe care o are munca noastră pe YouTube. Sigur, s-ar putea să avem diferențe de opinie, s-ar putea să gândim diferit în multe lucruri, însă cred că ceea ce ne unește este pasiunea de creștere a caprelor și, în unele cazuri, ideea sau idealul de a face un venit din caprele noastre, din animalele noastre la țară. Tocmai ăsta e motivul pentru care un videoclip recent, mai controversat de-al meu, o ridica multe întrebări și multe probleme din partea unor și părea să le creeze probleme unora. Dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, uitați-vă la videoclipul cu titlul Poți să treci la țară din câteva animale? Și noi vă spunem că da, dar trebuie să vă uitați la acel videoclip și să-l luați tot, să-l înțelegeți. Dacă trebuie să vă uitați de mai multe ori, uitați-vă. Însă, o să vorbim acum despre capra asta. Căprița asta s-a născut în primăvara lui 2021, am dat-o la muntă în toamna lui 2022 și a fătat în primăvara lui 2023. A fătat un iel și o ieduță și deocamdată le păstrăm de prăsilă. Și cred că din primăvara viitoare vom începe să vindem ieți și ieduțe din caprele noastre care, după cum vedeți, sunt atât de productive. Când cumpărați o capră și vă doriți să cumpărați o capră bună, trebuie să fiți aminti. Trebuie să luați aminte și să vă socotiți foarte bine, să vă uitați foarte bine la capra aia, nu în gura vânzătorului, pentru că vânzătorul întotdeauna își vinde animalul, își vinde marfa și are interes să-l laude, uneori chiar peste măsură. Și asta vă spun să fiți realiști și analitici, să analizați bine ce vă spune cineva care vrea să vă ia banii. Că s-ar putea să vă păcăliți. Găsiți multe, multe minciuni și falsuri pe internet. Sunt crescători pe grupurile de capre care se plâng că pozele sau filmările le-au fost furate și alții vând în poze și în filmări pe internet caprele lor. Și atunci te trezești că meri în bătătura omului, capra nu seamănă cu cea din poză sau din filmare. Dacă nu-i faci proba laptelui, s-ar putea să ai mari, mari probleme. Dacă cumperi o capră care nu e în lactație, nu-i poți face nici proba laptelui și te trezești un an mai târziu că e posibil să-ți fi luat o gloabă. Dar
Noi sperăm ca prin videoclipurile noastre să educăm noi crescători de capre, cei care vin din urmă și vor să intre în creșterea caprelor, să se lămurească și să știe ce să cumpere, cum să cumpere. Destulă vorbărie. Asta e căprița noastră. Ne bucurăm foarte mult de ea. Și hai să vedem cât lapte o dat. Țineți minte că ăsta e laptele de la o singură mulsoare. Suntem primăvara, le dăm și tain, ieșim cu, și cu ele la păscut de două ori pe zi și sunt foarte, foarte bine îngrijite, au tot ce le trebuie, au sare cu minerale, au apă la discreție, au pășune bună unde să pască pe terenurile noastre și așa mai departe. Sunt multe aspecte și caracteristici care ajută o capră să producă maxim și subiectul ăsta îl vom discuta în videoclipuri viitoare, așa că dacă nu sunteți abonați la canalul Roșan la Țară, vă încurajăm să vă abonați și dacă puteți să deveniți și membri unde vom face videoclipuri mai structurate, mai condensate, mai comprimate pentru aceia care vor să afle și secrete dintre ale căprăritului, să afle și cum să faci o capră să fie atât de bună, cum o ajuți, nu o umfli cu tăfelul. Cum o ajuți capra aia să fie la maxima ei valoare și producție. Acum, capra asta a fost mulsă aseară și hai să vedem cât lapte avem aici. Vii mai aproape, se vede? Se vede, ok. Aici avem 2,2. În momentul ăsta, laptele efectiv fără spumă e undeva la 2,3. Pe când se mai decontează astea 4 cm de spumă, eu cred că va fi undeva la 2,4 de lapte. 2,4 de două ori pe zi, că noi de două ori ne mulgem caprele, asta înseamnă 4,8, nu? Hai să o rotunjim, hai să o rotunjim un pic în jos. Ia mă. Hai să o rotunjim un pic în jos și totuși să zicem că dacă acum dă 2,3, un minim de 4,5 la zi, capra asta dă garantat. Sigur, capra nu-i de vânzare, la prima fătare, o păstrăm în gospodăria noastră, dar vrem să vă arătăm ce înseamnă o capră cu adevărat bună de lapte. Caprele foarte bune, cum zicea și un alt crescător de pe internet, nu le vinde nimeni. Dacă vrei să cumperi o capră, te uiți bine la ce ți se oferă, la care e prețul, la ce este disponibil pe piață, și nu luați de bune toate minciunile și poveștile altora. Sigur, omul își laudă animalul, verifică acele informații făcând proba laptelui ca să nu te duci capra acasă și te trezești că nu-i ceea ce ți s-a promis. S-a săturat de poveștile tale. Bun. Vă încurajăm să creșteți capre, vă încurajăm să vă informați și să vă educați temeinic înainte de a începe să creșteți capre. În curând noi vom începe să facem cursuri în gospodăria noastră, cursuri intensive de creștere a caprelor pentru cei care vor să pună mâna pe o capră, să o mulgă, să vadă cum reacționează, să meargă cu ele la păscut eventual, să experimenteze ce înseamnă creșterea caprelor, probabil pentru o zi, două, înainte de a-și cumpăra capră. Dacă sunteți interesați de lucrul ăsta, aveți detaliile noastre în descrierea acestui videoclip, aveți e-mail, ne găsiți și pe Facebook cu numele Daniel Lengel și așteptăm mesajele voastre pentru că vom începe programări pentru cursurile de creștere a caprelor. De asemenea, din primăvara asta începem cursuri de producere a brânzeturilor în care soția mea vă va da toate secretele învățate de ea de-a lungul timpului pentru a produce acele produse atât de diverse pe care ea le face. Vă mulțumim pentru vizionare, lăsați-ne un comentariu, dați-ne un like, o distribuire la acest video și abonați-vă la canalul nostru dacă nu sunteți abonați. Încercați dacă puteți să deveniți membri. Vă mulțumim tuturor, salutăm abonații, membrii, vă salutăm și ne vedem data viitoare.